Știu că am spus la un moment dat într-un video că de acum, în fiecare săptămână, eu o să postez ceva. Vă las să vă uitați la toate ultimele desene pe care le-am făcut pe Hanurace și apoi ne întoarcem și o să vă arăt un nou proiect artistic pe care l-am început și o să vorbim și despre pagina mea de Facebook, o să vorbim despre mult mai multe chestii. Știți că am mai pictat o singură dată o geantă? Ei bine, mi-a plăcut destul de mult și am zis să mai încerc și pe alte tipuri de genți, așa că mi-am comandat geanta asta, pe care vreau să o pictez, dar aș vrea să fac ceva inspirat din... Doamne, am un lapsus. Inspirat din benzile desenate alea cu supereroi și wow, wow, wow și de toate. Știți voi la care mă refer. Așa că asta urmează să pictăm. Vă las să vă uitați și sper să vă placă ceea ce va ieși. Nu știu cum va ieși, pentru că încă nu m-am apucat de pictat. Dar sper să-mi placă și mie la final. Probabil ați văzut pe Instagramul meu și pe pagina de Facebook pe care am pus-o de curând faptul că am pictat un portofel. Ei bine, urmează o serie de câteva portofele pictate care sper să vă placă, iar în cazul în care vreți unul dintre ele trebuie doar să-mi dați un mesaj pe Facebook sau pe Instagram, oricum postez și pe Facebook și pe Instagram ceea ce fac și voiam să vă arăt cutia care mi-a venit. Deci când am văzut pachetul, eu mă așteptam să fie un pachet mai mic, puse toate... Nu. Stați așa. Asta este cutia. Și este imensă.
Așa că o să vă las... Așa, gata. O să vă las acum să vă uitați la cum am făcut primul portofel. Și urmează ca în celelalte videouri probabil să pun câte unul dintre acestea, cum l-am pictat, cum l-am făcut. Vreau să pun și sclipici, vreau să le fac puțin mai interesante, sper să vă placă și vouă.